Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Despre scandalul de bișniță de la TVR. Îngrozitor, de fapt, scandalul ăsta. Și totalmente ridicol în același timp și degradant pentru această instituție, care oricum nu e printre cele mai credibile sau respectabile instituții publice din această țară. Ce s-a întâmplat? Deși are o mulțime de angajați și primește un purcoi de bani, credibilitatea este, din păcate, pentru TVR, îmi pare rău. Pentru, da, dar ai văzut ce audiență au făcut cu meciurile. Da, dar nu e producția lor. Adică meciurile sunt are altora. Da, s-a plătit. E foarte trist. Știi că în majoritatea țărilor europene, stațiile publice de televiziune sunt în continuare semnificative. Sunt foarte multe stații private, dar stațiile publice sunt semnificative, sunt foarte influente, urmărite. În Franța, Italia, Germania, astea sunt cele despre care știu eu. Dar și în Marea Britanie, BBC-ul... Bun, BBC-ul este un caz cu totul special. E adevărat, au niște fonduri absolut respectabile. Și sunt foarte atenți la propria lor credibilitate și au alt sistem. Cred că BBC-ul e altceva. Dar și producțiile sunt ceva absolut... Impecabil, da. Da. Mai dau și ei ghele din când în când. Nu, sunt impecabile, producțiile sunt impecabile. TVR-ul este o nenorocire din punctul ăsta de vedere. Și nu doar că au problema asta, dar se și bagă în rahaturi, că nu pot să spun altfel. Așadar, televiziunea publică a depus plângere penală după ce șeful delegației pentru Cupa Mondială de Fotbal din Qatar ar fi cumpărat în numele TVR peste 700 de bilete la meciuri și le-ar fi revândut la suprapreț. Păi, dar cum 700 aici de bilete? Aici eu cred că ăsta se ocupa cu achizițiile. El a recunoscut că a cumpărat 64. Vă spun toată istoria. Poate că 700 ori fi pentru toate meciurile, toate câte meciuri au fost cu totul la campionatul. Foarte multe meciuri. Păi... Da. Mi-e greu să le socotez. Dar una peste alta, eu credeam că bișnița cu bilete de intrare la orice murise. Dar uite că un dinozaur de la TVR o ține în viață. Este vorba de un domn pe nume Cristian Oprean, angajat de 20 de ani la televiziunea de stat. Dinozaur tânăr ăsta, nu e chiar așa. Adică da, avea 40 ceva de... Are 40 ceva de ani, nu e... Da, sunt și dinozauri mai vechi. Sunt exact. Este vorba așa, bun, deci el a fost coordonatorul delegației postului public la campionatul mondial din Qatar. Atunci deci toate treceau prin el. Și cineva a coordonat, că nu merge fără coordonare. Mă înțelegi, trebuie și treia să fie acolo. Bun, pagina de media a aflat că în luna noiembrie la redacția Sport din TVR a fost primit un mail de protest de la cineva care se plângea că Oprean i-ar fi vândut la suprapreț în față la Marriott. Serios, bilete la semifinala Franța-Maroc, dar că n-a putut intra la meci pentru că biletele aveau mențiunea TVR și erau cumva personalizate și s-au cerut niște documente în plus la intrare și n-a avut ce face cu ele. Deci estimații de ziarist, cel mai probabil. Semnatarul mail-ului acuză că Oprean i-ar fi vândut biletele, citez, în fața hotelului Marriott și adaugă, am plătit pe ele 1800 de euro, costau cam 620 de euro bucată. Mamă! Deci a luat la semifinală. Cred că locuri bune. 50% extra. E de 3 ori. Deci, în loc de 600, la cred că a dat 1800 pe 2 și era 620 bucata, deci el și-a pus și el 50%. Da. Au fost, paranteză, 64 de meciuri, am cercetat imediat, Vlad, m-am documentat. 64 de meciuri, el a zis, practic, a luat un bilet de meci. Așa zis, că a luat la 64. Da. De fapt, luase 712, deci în medie cam 11. Bilete de meci. De meci. Delegația TVR a fost, din câte am înțeles, două persoane, adică cu comentatorii. Ei au acreditări ca să înțeleagă lumea. Așa. Și cumpără bilete. Da, și care oricum au fost răspândiți pe la meciuri, adică nu erau mai mult de 2. Da. Cred că la final au fost 2 și la meciurile importante, în rest erau și câte 1. Da. Bun, și așa a început scandalul, strâns cu ușa, acest șef din TVR a scris inițial că totul e, citez, un bluf, o invenție, un fake, o scenare ieftină, după care a admis că a cumpărat, ca și cum ar fi fost el TVR, 64 de bilete, citez, pentru prieteni. Și a încercat-o, cum să zice, nu poți să spui, da, sunt vinovat, mai întâi încerci tu ceva, nu e domnule adevărat. Care e treaba TVR aici? Postul avea acces la aceste achiziții ca stație TV care deținea drepturi de difuzare, ca broadcaster și comentatori la fața locului pe filiera FIFA EBO, adică European Broadcasting Union. Și TVR a început o cercetare disciplinară, Oprean și-a dat demisia ca să oprească această cercetare, că dacă nu mai ești angajat, nu te mai cercetează disciplinar instituția respectivă, chiar dacă el a continuat să susțină că luase biletele, citez, pentru a ajuta. Și a admis într-un interviu pentru pagina de media că n-a informat postul despre cumpărăturile pe care le făcea în numele instituției. Și apoi a venit bomba. Postul public a anunțat că în urma investigațiilor interne a descoperit că șeful demisionar de la sport cumpărase fără drept, nu 64, ci
cum am spus, 712 bilete la meciuri de la campionatul mondial din Qatar. Datele au fost obținute din portalul oficial FIFA. Deci e imposibil să minți în situația asta, pentru că atunci când n-am cumpărat, nu știu, dar cred că am cumpărat la alte meciuri. Sunt nominale, da. Și e nominal. Nici nu-mi dau seama cum s-a gândit, adică cum s-a gândit el că o să intre oamenii acolo pe stadion. Bine, știi bine că în care paste erau marcate TVR sau nu te legitimează la fiecare intrare la meci, da. Dar probabil că cel care a cumpărat biletele atunci și a dat și mesaje către TVR a avut ghinion. Uite, eu am cumpărat ultima oară bilete la meciuri din cupele europene, mi-e rușine să spun, de aici de la București. Pentru mine, Fimiu și încă un coleg de-al lui și au fost nominale, nu ne-a legitimat nimeni. Uh-huh. Da. Știi? Adică e o formalitate în cele mai multe rânduri. Da, asta. Pui buletinul când cumperi, nu? Sigur că da. Da. Și trebuie să scrii numele celor care vor merge la meci, tocmai pentru a se evita specula. Uh-huh. Da, ăsta e sensul. Dar la noi, de exemplu, nu se pune în prag, nu stă nimeni să se uite pe bilet, să vadă numele, să-ți ceară să te identifici cu buletin. Pe de altă parte, înțeleg că le-a vândut în țara. Adică eu am crezut inițial când am văzut asta, că le-a cumpărat și le-a distribuit pe acolo, știi cum e, ca Giovanni. Cum probabil și omul ăsta a avut ghinion cu cetățeanul care n-a fost lăsat să intre, înțelegi? Că pe el probabil nu i-a legitimat nimeni, că ar fi fost 700 de plângeri, sau mă rog, câteva zeci măcar. Așa a fost unul care nu s-a descurcat pe acolo, n-a fost de-al nostru, probabil. El ori n-a fost singur, ori a fost foarte bine organizat. Adică să iei și să distribui 712 bilete, nu e puțin lucru. Sunt diverse comentarii la articolele care sunt... Mail, ce mare filozofie. Sunt diverse. Sau... Păi da, dar cum îi agăți? Sunt diverse comentarii la articolele care apar pe tema asta, care se referă la o mafie întreagă. De acolo, păi asta zic, nu cred că era fost singur. Adică e imposibil să găsești clienți, să vorbești cu ei, să le dai, să le iei banii, nu. Și investiția, că biletele astea sunt scumpe totuși. Adică îți dai seama că au trebuit să pună deoparte niște zeci de mii de euro ca să cumpere aceste 712 bilete. A fost o investiție. Le luăm și după aia le vindem noi la suprapreț, facem 50% în plus, împărțim banii. Ce tare că lucrăm la TVR, proștii ceilalți muncesc cinstit. Da. Nu cred că a fost greu să le vândă. Adică cred că a găsit clienți destul de repede. Dar a fost destul de complicat. Auzi că în situația de față, biletele nu erau nominale, tocmai pentru că erau pentru TVR. Asta scria pe ele, cel care a protestat, spunea că scria pe ele ro TVR, nu știu ce, și probabil că la intrare i-a cerut legitimație. Ai legitimație de TVR? Nu. Am uitat-o acasă, boss. I am Habibi. Erau pentru TVR pupat. Și erau cică pentru toate meciurile, adică erau pentru absolut toate meciurile împărțite, știi? Da. N-a luat pentru ce meci a vrut el un număr de X bilete. A luat ce a putut. Da. Și probabil omul respectiv a fost legitimat de la intrare, i s-a cerut un act care să dovedească că e de la TVR. Da. Și n-a putut să-l producă, pentru care n-a fost lăsat să intre. Bă, ce tupeu ordinar pe cuvântul ăsta. Sau mai există întotdeauna varianta... Ca acel mail să nu fie autentic, ci să fie o reglare de conturi interne, cineva să-l fi... Absolut. Dar știi că a trimis în mailul respectiv e poză cu biletul, care fusese, de fapt, cumpărat de la Bișnițar, în față la Merio. I-a făcut un coleg o surpriză. Pentru că Patria e renovare, nu se mai vând bilete în față la Patria acum. Merio. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.